bine ați venit la emisiunea Biliard Combat Open. Ca de obicei, la noi veți vedea cei mai buni jucători din România. În această emisiune avem o surpriză.
Ideea BKO de a susține sportul și a trimite jucătorii de biliard la Eurotour mi se pare o idee foarte bună, prin prisma faptului că nu toți jucătorii își permit o asemenea cheltuială. Meciul a fost de slabă calitate, pot să zic, că am greșit mult amândoi și la început a luat el conducerea cu 2-0, după aia am reușit să revin și m-am distanțat la 6-3, unde la 5-3 a fost un meci important. El a jucat destul de bine, potrivit, dar să zicem că am avut mai multe situații mai bune și el a greșit în momentele mai decisive. Eu cred că asta e cea mai bună ocazie, că organizează pe cau acest turneu pentru calificare la Eurotour, fiindcă dă posibilitate la toți jucătorii să participe la Eurotour și să vadă nivelul de acolo și în același timp să reprezinte și România la circuitul european. Avem un avantaj mare că jucăm pe mese competiționale, la fel ca la Eurotour, unde ne calificăm și cu același sistem, cel mai bun din 17 jocuri, adică primul la nou, cu spargerea alternativă. Începând cu acest turneu BKO Euro Team Cup, noi încercăm să dăm șanse tuturor jucătorilor din România pentru participarea în această Liga a Campionilor Eurotour. Următoarea etapă este în Germania, 4-6 iunie. Noi vom trimite primii 8 clasificați după primele două turnee pe care le organizăm.
greu. Am făcut două greșeli la început. S-a distanțat la 4-0. Am știut că trebuie să nu mai greșesc și am rămas calm, am crezut în mine și am egalat la 5. Și pe aia m-am despărțit și am reușit să câștig. E o idee care are, din punctul meu de vedere, multe părți bune. Ne antrenăm mai mult, avem meciuri mai grele. Pe de altă parte, cei care primeam sponsorizarea fără să facem nimic, acum trebuie să muncim pentru ea. Am început bine, am început cu 4-0, după care a început Robert să joace mai bine. A câștigat meritat, îl felicit, a ținut un pic și jocul cu el, a băgat un nou din spargere la un moment dat. Per total, a fost un meci bun de ambele părți, cu puține greșeli. Din acest moment vom juca doar pe mese Dynamic 3, doar pe mesele pe care joacă cei mai buni jucători din lume la Eurotour. Toate competițiile noastre se vor desfășura pe aceste mese, inclusiv aceste turnee pe care le facem acum de calificare pentru circuitul Eurotour în Germania. Așa cum am promis la început, BKO, prin circuitele sale, se diversifică și ajunge la toate categoriile de jucători, de la începători la avansați, de la juniori la seniori, fete și băieți. În acest moment programăm turnee atât pentru juniori, atât pentru amatori, atât pentru cei care vor să participe la Eurotour. Avem turnee dedicate, cum ar fi Cupa Presei. Cu fiecare zi care trece, turneele noastre se vor diversifica și vor acoperi toată plaja. Și cu acest moment și această ediție a Billiard Combat Open s-a încheiat. Dacă doriți mai multe amănunte despre turneele noastre, vizitați pagina de socializare, pagina care are în acest moment aproape 15.000 de like-uri.